Potrivit Prefecturii Buzău, în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, autoritățile județene au luat act de centralizările pagubelor provocate de vremea capricioasă în perioada 15-28 iunie 2023. Toată această situație, care cuprinde pagubele lăsate în urmă de ploile din ultimele zile, a fost înaintată autorităților centrale în vederea acordării unor ajutoare care să vină în sprijinul comunităților lovite de furia naturii. Conform centralizării, 17 unități administrative teritoriale au fost afectate de ploile din ultimele zile. Breaza, Pietroasele, Cătina, Pănătău, Chioșdu, Mânzălești, Lopătari, Cislău, Cozieni, Odăile, Viperești, Bozioru, Chiliile, Brăiești, Calvin și Scorțoasa, precum și Oate, județul Buzău. Valoarea estimată a pagubelor ridicându-se la 44.751.000 de lei.